dispoziția primarului 46.2023 a fost convocată și a fost convocată. Sunt prezent 14 consilieri, lipsește domnul Pantona, ședința este deja constituită. Rog doamnele și domnul consilieri care au un interes personal în problemele supuse de vot să se abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte, dați-mi aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare în Consiliul Locului Legitim 31.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Hăregiu și a listei de investiții pe anul 2023. 3. Diverse. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare în Consiliul Locului Legitim prin data de 31.2023. Ce este pe adu? Împotriva abține primit. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Hăregiu și a listei de investiții pe anul 2023. Inițiator, primarul Comunei Hăregiu, Ionel Ciprian. Da, ne dăm citire bugetului. Da, dar aveți un pic să discutăm ca să... Vreți să luăm parte cu parte ce pare de funcționare, sumă cu sumă? Credeți că... Da, domnul primar. Da, sau pare de, doar pare de dezvoltare. Nu am nicio problemă, care o vreți așa o face. Da, în citire, raportul de specialitate privind aprobarea bugetului. Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi. Legea 367/2022, legea bugetului de stat pentru anul 2023, legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea 1 a educației naționale, ordonanța guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Bugetul de venituri și cheltuieli general consolidat pe anul 2023, conform anexei numărul 1, cuprinde bugetul de venituri general consolidat pe anul 2023, are următoarele surse de finanțare. Deci bugetul de venituri local, detaliat pe capitole și subcapitole, în sumă totală de 11.888.320 lei, evidențiate pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare, iar ca sursă este compus din veniturile anului curent în valoare de 10.169.200 lei, iar din excedentul anului precedent suma de 1.719.120 lei, care suplimentează veniturile anului în curs pentru secțiunea de dezvoltare. Bugetul de venituri ale instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii și subvenții, se referă la Serviciul Public de Salubrizare, care este în sumă de 400.750 lei. Bugetul de general consolidat pe cheltuiel pe anul 2023, cu aceleași surse de finanțare, cheltuielile anului curent, în sumă totală de 11.888.320 lei, pe cele două funcțiuni, pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. Iar secțiunea de funcționare cuprinde 8.221.320 lei, iar secțiunea de dezvoltare suma de 3.667.000 lei. Iar bugetul de cheltuieli al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, care este tot în sumă de 400.750 lei, se compune din cheltuielile salariale de 314.750 lei, cheltuieli materiale 86.000 lei. Potrivit articolului 26 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul de buget a fost constituit pe cele două secțiuni, secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare. Fundamentarea acestora s-a bazat conform articolului 5 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pe constatarea și evaluarea materiei impozabile, a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate, a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, precum și a prevederilor articolul 14, aliniatul 7 din aceeași lege, la nivelul anului precedent.
În afară de veniturile din impozite și taxele locale, fundamentarea bugetului s-a bazat și pe sume repartizate conform legii 368/2022, legea bugetului de stat, și comunicate către Comuna Helegiu prin AJFP Bacău. Pentru anul 2023, cheltuielile bugetului local sunt fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni. Secțiunea de funcționare în sumă de 8.221.320 lei. Secțiunea de dezvoltare 1.947.880 lei. Și excedentul anului precedent în sumă de 1.719.120 lei se va regăsi în secțiunea de dezvoltare și este utilizată pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de capital. De asemenea, pentru a asigura în totalitate de finanțarea cheltuielilor de capital, au fost prevăzute vărsăminte din secțiunea de funcționare în sume de 1.161.180 lei. Pentru secțiunea de funcționare, ce privește partea de cheltuieli, repartizarea pe capitole, subcapitole și articole s-a făcut în baza referatelor de necesitate, a propunerilor fiecărui birou în cadrul primăriei, a evidenței consumurilor și a execuției bugetare din anul precedent. Calculul fondului de salarii a fost făcut în baza posturilor prevăzute în organigramă și pe baza statelor de funcție aferente organigramei în vigoare. La învățământ, cheltuielile materiale au fost determinate de către unitățile de învățământ prin ISJ în baza tarifului costele de an și comunicate către UAT prin AJFP Bacău. Potrivit bugetului estimat la școala gimnazială Helegiu, bugetul necesar calculat este de 755.000 lei, solicitându-se finanțare complementară la bugetul local în sumă de 63.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. La investiții, cheltuielile propuse a se realiza în 2023 în sumă totală de 3.667.000 lei sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare pe forma anexei 2, lista de investiții. Pe detaliat, bugetul cheltuielilor se prezintă astfel. Autorități publice, publice și acțiuni externe. O cheltuială de 2.679.000 lei, formată din cheltuieli de personal 2.147.950 lei, bunuri și servicii 489.000 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de un minus 47.950 lei, este o sumă pe care sperăm să o recuperăm de la Casa de Sănătate, cheltuieli de capital 90.000 lei. Pentru ordine publică și siguranță națională, o cheltuială totală de 355.150 lei, formată din cheltuieli de personal de 277.950 lei, bunuri și servicii de 77.200 lei. Învățământ, o cheltuială totală de 1.207.000, din care bunuri și servicii 489.000, asistență socială 52.000 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 260.000, cheltuieli cu bursele 376.000 și cheltuieli de capital 30.000. Sănătate, cheltuieli de capital 221.000 lei. E vorba de dispensar. Cultură, recreere și religie. Cheltuieli totale 1.110.540 lei, din care cheltuieli de personal 130.300, bunuri și servicii 244.240 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 170.000 lei. Susținerea curtelor 155.000 lei și cheltuieli de capital 411.000 lei. Asigurări și asistență socială 2.020.800 lei, din care cheltuieli de personal pentru asistenții sociale 972.000 lei, asistența socială indemnizațiile de handicap 1.048.800 lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Cheltuieli de personal 152.430 lei, bunuri și servicii 556.400 lei, cheltuieli de capital 1.670.000 lei. Protecția mediului. Bunuri și servicii 461.000 lei, cheltuieli de capital 153.000 lei. Drumuri, bunuri și servicii 600.000 lei, cheltuieli de capital 662.000 lei. Alte acțiuni economice 40.000 de lei.
Iar la serviciul public de salubrizare, un total de 407.750 lei, prezentat în cheltuieli de personal 314.750 lei și 86.000 de lei în bonuri servicii. Cam asta e... Prezentăm și lista de investiții sau discutăm pe dezvoltare și apoi pe ei? Partea de funcționari și asta a fost foarte greu de făcut, că da? Inițial am făcut bugetul la nivelul anului. Dați-mi să vă prezint eu lista de investiții propusă și o să începem cu achiziții de autorizat Dacia Joker, mașina despre care am discutat ședința trecută, achiziționată în decembrie, facturată în ianuarie și trebuie plătită pe bugetul ăsta. Valoare 90.000 de lei. Achiziție și montaj centrală termică școala Hilegiu. E vorba de centrală termică care o să o montăm la școala Hilegiu. Deja am adus-o la pentru Drăgugești, dar pentru că școala din Drăgugești va intra reabilitare, am și primit astăzi, vineri, confirmarea, montăm centrală Hilegiu pentru că nu am avut o singură centrală. 30.000 de lei, aici achiziție plus montaj. Modernizarea dispensarului medical sat Hilegiu, e vorba de suma care urmează să o plătim neplătită pentru că dispensarul e gata. Facem recepția zilele care vine și apoi trebuie plătită lucrarea către constructor. Bani care vin pe PNDL nici măcar nu sunt în bugetul nostru. Modernizarea dispensarului medical, parte de avize, proiectare, 5.000 de lei. E vorba de taxele necesare la recepție către ISC, către la ISC. Amenajare, mini bază sportivă în curtea cea de recreere a populației rurale comuna Hilegiu, 26.000. E suma pe care urmează să o plătim pentru a fi finalizată baza sportivă. Amenajare spații joacă în curtea Cărbunii Culturală Drăgugești. Bătira, da, da. E comuna Hilegiu, Bătira e comuna Hilegiu, da. Amenajare spații joacă în curtea Cărbunii Culturală Drăgugești, 80.000 de lei. E vorba de un loc de joacă pe care îl avem în vedere doar dacă se finanțează pe AFIR, de aceea am și pus bani în buget, pentru că fiind pe fond europene, banii se întorc, trebuie să iei la începutul proiectului. După cum știți, de fiecare dată sumele rămase necheltuite la nivel de egal, se împart pe OAT-uri, pe împărțire e vorba de 20.000 de lei, 20.000 de euro, bani pe care, fiind pe cultură, am gândit partea aceasta de amenajare în spațiu joacă, în curtea Căminului, pentru că au fost și solicitări, pentru că Drăgugeșiu nu are un spațiu de joacă ca la DRE sau ca la Hilegiu sau mai mic la Plotina. Dotări Cămin Cultural Hilegiu, 120.000 de lei. Modernizare sistem, nu, înființare sistem distribuție gaz naturale comuna Hilegiu, aici am prins 0 lei, pentru că partea care am gândit-o noi este finalizată, partea de proiectare, SF-uri obținute, am avut și licitații în noiembrie, nu s-a prezentat nimeni, dar nu s-a prezentat nimeni nici la primăriile care au finanțare pe POIM. Vezi Coțofărești, la începutul mandatul vorbeam de Coțofărești și au câștigat pe POIM și noi ne-am câștigat. Nu s-a prezentat nimeni. Într-un an în care criza energetică e maximă, cine mai investește 50-60 de milioane de euro într-un sistem de gaze în care nu ai garanția că se vor așa în mod de 100 de persoane. Așa stau lucrurile. Modernizarea sistemului iluminat public e proiectul depus pe Ministerul Mediului. Sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Brătila și Drăgugești, comuna Hilegiu, județul Bacău. E vorba de acea lucrare pe Anghel Salini, în care, da, cred că undeva spre sfârșitul lui februarie vom semna contractul. Urmează să primim avizul de la Domnul Național și de la Fondul de Mediu, încă le-am ținut pe toate celelalte. Achiziții teren, rezervor, apă, sat de lemn. E vorba de al doilea teren pe care trebuie să-l cumpărăm. Unul l-am cumpărat, celălalt al lui Popa, au fost și probleme cu documentele cu apă de proprietate și am urmează să semnăm cu contractul și acolo. Alimentare cu apă satele de lemn, Drăgugești, Târgu și Brătila. E vorba de acel proiect vechi care noi l-am reziliat cu ordonanța 7, de pe de lemn, nu știu ce era pe atunci, și care urmează să-l repornim anul acesta, pentru că parte din proiectare lucrăm la ea, expertiza tehnică e finalizată. Amenajare, parcare și sistemizare curtei Cărbunii Hilegiu. Diferența care trebuie plătită pentru a conform contractul de anul trecut în curtea Cărbunii Hilegiu plus parcările din față.
suplimentare sursa apă sa de lei, 50.000 de lei, înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în vorba de acel proiect cu două stații de reîncărcare pe fundul de mediu, extinderea apă potabilă sa Drăgugești.Felca, în zona aceea de Felca, care nu are apă potabilă, de la Cămin până la ieșire din sat, sistem supraveghere video comuna Hidegiu, 45.000 de lei, un sistem pe care vrem să înființăm anul acesta, în momentul o discuție cu o firmă. Extinderea sistem de canalizare în sat Hidegiu și de lei. E un proiect depus pe PNRR pentru localitățile cu mai mult de 2000 de locuitori. Și vorbim de extindere de la blocul de Hidegiu până în capăt sub Bălăneasa și de la Delen, de la Paraschiv până la Aron. Proiect depus pe PNRR, urmează să semnăm contractul. Modernizarea de stradă de jos, luată în plătirea comuna Hidegiu, 50.000 de lei. E o sumă pusă doar în lista de investiții. Clar, cheltuiala este mult mai mare. Vorbim de un proiect care avem inclusiv mutații de construire pe el. Din păcate, nu avem finanțare. M-am tot străduit, am avut joi o discuție cu domnul președinte la Consiliul Județean. Poate găsim o soluție de, nu știu, de parteneriat cumva sau încercăm. Oricum, nu ne apucăm mai devreme de a băga apa și canalul în zona respectivă. Reabilitare și modernizare instalatorului rutier efectat din calamitățile cu mâna Hidegiu. Modernizare de strada Ciunci, ce mai rămâne să plătim la Virgen Șantier. Modernizare strada Costea la Brătina, 400.000 de lei. Modernizare strada Munteni, doar partea de proiectare. Modernizare și construire cămin cultural Hidegiu, 170.000, e diferența care mă trebuie de constructor. Reabilitare școală stat Drăgugești cu una Hidegiu, în cadrul PNR componența 10, 150.000. Proiect aprobat, urmează să facem parte de licitație pentru proiectare și execuție. Achiziții microbuze verzi, un proiect pe care l-avem în vedere, nu l-am depus PNRR pentru punctul de deschis linia. Și dotări școală prin PNRR, la fel proiect depus, la care lucrăm și completăm lista de nevoi, să zice parte, nu? Nu. Nu place cu dumneavoastră. Domnul primar, ați spus că strada Munteni, respectiv strada Georgia de Jos, ambele drumuri, modernizare. Sumele sunt foarte mici, 5.000 și 6.000. Ce înseamnă proiectare? Pentru betonare, pentru ce propunere aveți? Nu. Am spus că le-am trecut în lista de investiții, ne-am avut finanțare pe ele. Strada Ciunea de Jos avem absolut totul, mai puțin proiectare și parte de finanțare, că nu avem. Dar am obținut ocazii de construire, am obținut avize, avem SF-ul finalizat, l-am avut depus și pe CNI și pe Anghel Salini. Nu a intrat pe nicio sursă de finanțare pentru că am optat pentru apă și canal. Nu avem bani în buget. Eu m-am gândit că o să avem un buget mai mare față de anul trecut și o să avem bani să, așa a fost în planul meu, să ne apucăm în anul ăsta de lucrare, chiar dacă proiectul e vorbit de 16.000 de lei. Am avut discuții la Consiliul Județean joi, pe la 10.30-11, m-am întâlnit cu domnul președinte și sper să găsesc acolo o înțelegere, cu toate că nu mi-a dat nicio șansă, vis-a-vis de un parteneriat pentru domnul respectiv. Dacă nu, căutăm sursa de finanțare. Deocamdată, repet, nu e o grabă al modernizat, pentru că eu cred că în august septembrie de acolo vom începe cu săpăturile. Fiind strada care necesită modernizare, e păcat. Chiar și fi avut bani, aș fi turnat asfalt la cele de jos și apoi să spargem în august, la anul, iunie, nu știu, pentru apă și pentru canal. Legat de strada Munteni, e prins la 60.000, vorba de proiectare, o discuție purtată cu o firmă de proiectare de la Iași, o să vină în teren, din care tot în tabulare, o vedem unde suntem, măcar că este un proiect făcut, poate reușim să găsim un sos de finanțare. Bugetul de anul ăsta este mai mic cu 7 miliarde vechi față de anul trecut. Și cel mai mult se simte la partea de dezvoltare, nu la partea de achiziții, de funcționare, pentru că acolo se duce mai mulți bani. Am văzut cu toții că aproape 200.000 de euro sau 2 milioane de euro merg către funcționare. Și aici mă refer la salarii, salarii către asistență social, salarii către
cu angajați, susținerea la toxeană funcțională la nivel de UAT, cu iluminat public. Cred că vedeți dumneavoastră acasă că lucrurile nu sunt așa cum trebuie să fie și că prețul le-a crescut și chiar au luat o rază cu tot. Se pare de energie dezastru. Niște teamă să ne vină facturi. Nu vedeți dacă ați factura 110 milioane. De, da, 1.700 chiar. Dumneavoastră. Dacă îmi permiteți mai o întrebare, pentru că dragoste, am văzut că ați prevăzut 400.000 de lei. Dacă nu este primită finanțarea pentru proiectul de apă și canal? Nu, l-am primit în buget, pentru că, la fel ca și strada Ciurea de Jos, e un proiect pe care l-am adus din anul trecut și avem inclusiv autorizație de construire pe acel drum, pe acest sector. Nu-i prins toată valoarea, doar e tot undeva în jur de 100.000 de euro. Adică vreo 5 miliarde și ceva, am prins doar 400.000. În situația în care și eu cred că eu sunt optimist și sunt convins de lucrul ăsta, că Angel Salimi ne va intra undeva în august, septembrie, nu e o care treabă pentru că funcționul respectiv. Am bani în buget, mi-am făcut de treabă, în momentul în care am băgat conturile pe acolo. Clar, de acolo nu se începe, pentru că unul dintre rezervoare avem pare de sus. Dacă noi reclamizezi momentul ultimul de noastră discuție, aici, în consul local, undeva în martie, anul ăsta, ajunge pe lucrările. Eu am bani în buget, adică eu pot să mă apuc mâine, dar trebuie să analizăm foarte bine dacă merită sau nu merită să apăs tot el. Clar, prin contractul care va fi încheiat cu constructorul care va face Anchel Salini, apă și canalul pe Vrătila, trebuie să ducă drumul la stadiu și la nivelul la care îl vândeam. Da. Putem să știu, da, nu știu, parte. Vedem. Nu știu exact lățimea. Cred că partea aceea despre, nu știu să spun, e o parte mai rată, o parte mai îngustă. El e ca un vâr așa, parte care duce spre cum să-i spun. Deci, în concluzie, modernizare pe aceste drumuri înseamnă doar proiectare. Nu. În concluzie înseamnă... Pe lucrurile și cu ăsta există și execuția. Avem doar pe execuție. Vreau să vă întreb și ceva, pentru amenajare de mine bază sportivă de la Vrătila. Care este suma la total? Văd aici pe mobiliar. Mini bază sportivă. Terenul de fotbal. 500 cu de acolo 26? 440 lei fără TVA. Ok, care este destinația la final? Se bagă atâția bani, se dă să închirie, e un beneficiu, adică nu de om. E o bine bază sportivă, e prea mult spus bază sportivă. E un teren de fotbal, de basket, de un loc de agrement, un loc în care tinerii, și tu, și eu, și de vârsta noastră, putem merge. Da, eu sunt foarte mic în comparație cu alte investiții de nivelul ăsta la alte UAT-uri. Și puteți doar pe Google să vedeți ce înseamnă bază sportivă de 40 pe 20 la alte UAT-uri ca și preț. Da, domnul primar, da, ținând cont că eu cred că ar fi mai necesar o linie pedonală la strada principală. Nu cred că așteptăm să se întâmple ce s-a întâmplat și la Heligiu, să moară un copil. Deci nu avem alei pietonale la strada principală. Deci alei pietonale la strada principală se poate face doar dacă DNE-ul ne acceptă lucrul respectiv. Știți foarte bine că cei de o parte de alta drumă națională este la drumul național și nu este apropiatea primării. Noi acolo, la Vrătila, avem un proiect pe Angel Salini, unde va fi apă și canal. Nu știu dacă pot el face și alie pietonală în Vrătila. Nu știu lucrul ăsta. Consider că ar fi mult mai important decât acea bază. Eu consider că este la fel de important și bata sportivă și alie pietonală. Ținând cont că satul Vrătila și cerințele tineri, dacă voi credeți că eu am greșit că am ales să fac tineri din Vrătila o bază sportivă și n-aveau voie, eu pot să umâne o prima că sau așa betonată. Așa se adă 200. Nu este mare. Este o sumă reală pe care un proiectant a gândit-o în baza unui proiect, este o lucrare normală, o suprafață de 20 pe 40 de metri, cu plafe de beton, cu țevi, cu iluminat public, cu tribune, puteți să urmăriți. Eu cred că cel mai bine ar fi în momentul în care îmi puneți întrebări de asta, să analizați un pic și Google, pentru că pe Google găsiți foarte multe lucrări similare și dacă vi se pare că la Helegiu lucrările sunt umflate, decât în altă... E vorba de un fapt. La ofert total, suma mi se pare mare, ținând cont că nu știu câți tineri o să meargă. Nu să meargă, cu siguranță, dar o atât de mult și consider că era mult mai necesar o alei pietonală pentru copii, nu numai pentru copii. De repet, aleia pietonală la Vrătila nu poate să aibă decât maxim un kilometru, pentru că practic asta e drumul național. Așa. E adevărat, se circulă cu un pericol ca și la Helegiu, unde n-am putut să facă parte despre Vârsănești, tocmai din cauza că drumul național nu ne dă acceptul și nu avem nici locul respectiv suficient, nu avem apostament, dar Vrătila cred că ar fi loc să facă o alie pietonală. Eu n-am
fac o calculare ce pot. Nu, nici n-am venit la ea, trebuie să veniți un amendament înainte și, nu știu, găseam o soluție. Dar financiar vă spun... Care propunerea, doamna domnul? Păi am zis, care nu poate pietonală, că am mai zis și nu, deci să lăsăm terenul în stadiul ăsta, da? Am zis să facem nu cred. Nu am să lăsăm terenul. Da, o sumă foarte mare, de 5 miliarde, nu știu dacă era necesară în momentul din față. Nu e o sumă foarte mare, 5 miliarde. Ce vorbesc. Deci, serios. Am analizat. Păi cum, dacă astăzi suntem în faza care este cu terenul, da? Am modărât împreună să facem un teren... Păi am venit cu o propunere, n-am vrut să vorbesc, am trebuit să vorbesc. Nu. Păi dar nu, dar n-ați gândit înainte să vorbiți. Deci noi avem o lucrare în execuție. Domnul Vicin. În execuție aprobată din lucrurile. Domnul Vicin, l-am pus în prima dată, băi, 10 miliarde. Acolo, 10 miliarde, să știu cu banii. Stați-mă un secund. Nu ne trebuie să dați două. Păi de ce nu dați voie să vorbiți? Deci noi avem lucrare în execuție. Ia-ți las un pic să explică. Ce lucrare de 10 miliarde acolo? Nu zic așa, acum... S-a aprobat 2 miliarde, nu a trecut de 2 miliarde, nu mai trebuie de 2 miliarde. Noi oameni buni, anul trecut am întors din investiții pe care dumneavoastră ați aprobat-o cu o sumă de 200 de mii de lei. Haideți să fim serioși, nu vreau fi prost cu pofărnici aici. Au fost 200 de mii de lei. În baza unui contract, un proiect făcut care valoarea lui iese de 440 de mii fără TVA. Noi vorbim de bani cu TVA, pentru că nu suntem plătători de TVA noi, ca și UAD. Am pus 200 de mii la începutul anului, am mai primit în decembrie o rectificare, am completat cu 100 de mii, iar acum, ca să închiem pe proiect, am mai pus diferite 206 mii ca să iasă suma cu tot cu TVA. De la 506 mii de lei cât vine acea bază sportivă, este o bază sportivă cu mult mai mare decât baza de la Helegiu sau cea de la Drăgugeci, care au costat tot cam pe acolo, adică nu au fost sume mai mari sau mai mici. Ținând cont că anul acesta, vorbim și anul trecut, vorbim de costul materialului triplat. Vă rog să, chiar vă rog să căutați pe internet, pe undeva, la lucrări similare, la alte primării, și să-mi spuneți cât costă o bază sportivă de 20 pe 40 cu suprafață de joc artificială, cu beton turnat, cu garduri, cu stâlpi de 10 sau de 8 pe 8, cu nu știu, poate să pară mult sau poate să pară puțin. Vom avea o statută de conturi care va constata la prima acolo. Sunt finalizați cu banii ăștia acolo. Da, da. La pași, nu vreau să tai de amplica acolo. Nu tai pani, nu-mi dai de-n viața mea și nu-mi pași. Nu, dar nu vreau să tai de acolo. Și mă implic și îmi doresc enorm și sunt convins că așa se va întâmpla. Tineri din Brătila și nu numai să meargă la terenul respectiv. Este foarte important. Pentru mine e tineretul, eu trebuie să-l de meserie și plec la un acasă, poate că nu o să vrea Dumnezeu. Vă spun un singur lucru, e foarte important să ai un loc de joacă care să meargă. La Helegiu, de când am făcut, așa s-a făcut Dălăgii și acum 2 ani ceva la Helegiu. Vreau să vă spun că la Helegiu este zona care este cea mai populată astăzi în spatele școlii. Chiar dacă vă rog gardul să fac din nou, chiar dacă o spar geamul la centrală, dar e acolo. Copiii noștri că ar trebui să fie acolo, mai puțin cu telefon de mână și mai puțin tâmblat pe drum zi și nare. Iar acolo chiar sunt feriți. Din punctul de vedere, nu-i locul cel mai prielnic din Brătila. Ar fi fost frumos să facem una pe centru Brătila. N-am avut noi să-l fac. Singurul loc care se pretează pentru a face ce am gândit eu acolo, a fost cel din spatele centrului de zi, care e mare. Centrul ăla, eu ar vrea să aibă viață, îmi doresc să aibă viață. De-aia am făcut ziua ei acolo, tuturor le-a plăcut, multor le-a plăcut, multor nu le-a plăcut. Deci am făcut lucrul ăsta. Tot să-i dau un pic de viață, tot să, nu știu, să vină lumea acolo. Cred că suntem închiși cumva noi acolo, nu putem ieși din carapace, din casă, din... Mi-ar fi drag și chiar vreau să, și sunt deschis propunerilor voastre. E foarte bine propunerea cu aleia personală. Nu mi-o permit astăzi, nu am cum. Am împărțit bugetul ăla pe bucățele foarte mici. Nu doar am bădit crâne. Credeți pentru că a fost situația mea și făcea la fel. Dar... Deci, în concluzie, ca să nu spuneți că am intervenit autic, deci este vorba despre o lucrare făcută cu acordul nostru al Consiliului Local și în echilibrul faptului că merita și satul Brătila să aibă un loc, un teren de fotbal, da? Un spațiu sportiv, cum au și celelalte sate, mai mari sau mai mici, nu contează. Iar există în Drăgugești, există în Deleni, există în Ilegiu, foarte corect și foarte corect am aprobat toți consilierii pentru acea investiție. Datorită faptului că în 2022 n-am avut suma disponibilă pentru finalizare, s-a făcut o completare în 2023. Dar nu putem interveni astăzi, spune domnule, nu mai facem ceea ce am început, să facem altceva.
ați cumpărat greșit. Asta nu înseamnă că noi nu ne opunem sau nu vrem, deci suntem deschiși și facem ceea ce alegem. Putem face orice, dar să vedem ce putem. Dar astăzi, dacă avem ceva, un lucru început, nu mi se pare normal să o ducem la capăt, adică... Nu, eu am văzut dacă mai este la fal de suma. Eu vă spun că dumneavoastră la vorbit, dar nu știam că este, cât este la per total suma. Este suma, este suma ființuță. Ne-am văzut 2 miliarde aici. Ce-am întrebat care este suma asta? Nu sunt convins că vremea nu se va întâmplă foarte mult cu iarna. Cred că la început, nu știu, ar vrea la Paște. Nu putem la Paște, o să facem în mai, o să facem în iunie. Dar, garantat, în primele 2 trimestre ale anului 2023, bază sportivă, nu e bază sportivă, trenul de fotbal de la Brătirea va fi finalizată. Ok, și consideram că este necesar să amintesc iar. De aceea pietonale, care consideră că este necesar. Da, e, nu am zis să nu se facă. Este foarte necesar alea respectivă. Este foarte necesar. Dar nu se opune nimeni să da. Din păcate, am împărțit banii și bucățenii tocmai din cauza asta. Că aș fi putut să duc banii pe un singur obiectiv și făceam toată lumea de jos. Adică banii care noi astăzi adunați pe partea de dezvoltare, cei 2.500.000 de lei, că ce sunt banii care venim noi astăzi, sunt cu vreo 6 miliarde mai puțin față de anul trecut și puteam să duc pe 2 obiective și o finalizam. Și atunci eu am considerat că e mai bine să avem proiecte, poate vine altcineva de la anul aici și are care trebuie să pornească, că poate prinde bine. Da, vreau să întreb primar, dacă ești mulțumit de bugetul ăsta? Nu. Nu sunt mulțumit de bugetul de anul ăsta, nu sunt mulțumit de bugetul de anul trecut, nu sunt mulțumit de nutrix în țara asta și nu sunt doar la Helegiu. Pentru mine, problema cea mai gravă este că aveți impresia că doar la Helegiu sunt crize, că doar la Helegiu nu ajung bani pentru buget. Nu, aceeași problemă o au toți. Nu vă spun că alți colegi ai venit primari, nu știu cum au avut ce împărți. Uitați-vă pe ședințe de la Mănăstirea Cașă, de exemplu, unde doamna primară a primit 70.000 de lei la costul județean. Într-o comună, aproape de comuna Ghelegiu, ca și în suprafață, cu 4.000 de locuitori sau 4.000 și un pic. Da? Sau alți colegi ai noștri primari. Am primit pe numărul banii ăștia, că resta primit 500 și ceva. Nu, sunteți în eroare totală. Uitați-vă pe listă și vă spun eu că au primit 28.000 și 470.000. Ăștia sunt banii pe care au primit toți. Da. Deci nu am listă aici. Nu sunt mulțumit, nici n-am cum să fiu mulțumit. Dar totodată sper și speranța mea este că acele proiecte pe care am depus pe Angel Salini și pe PNRR sau pe Ministerul Mediului poate reușesc să intre pe finanțare și vor primi sigur finanțare pentru că sunt aprobate, urmează să semnăm contracte și poate pe sfârșitul mandatului măcar să le începem și să nu să le și încheiem, că nu să putem încheia un proiect de alimentare cu apă și cătare într-un sac la care are 30 km de drumuri și să străduțe, dar măcar e un plus. Aș vrea mai mult, credeți-mă că nu vreau să stau la primărie și să plec peste 2 ani, pentru că rămân aici în sat. Eu sunt deosebit de mulți, rămân aici în comună și rămân în centrul satului și mă întâlnesc în fiecare zi cu toți cei care m-au votat sau care nu m-au votat, să știți. Aici m-am născut și aici rămân, să știți, dar am dat. Păi nu mă afectează deloc, de ce m-ar afecta? Pentru că sunt tânăr, sunt puternic și pot să pot duce la capăt. Reabilitare și modernizare școala Dărbăgești, aprobată, fără calificări, la adresă primită joi. Pe Ministerul Mediului avem luminat public, lămpi și așa. Aprobate, da. Aprobate. Eligibil, da. Nu semnate contracte. Pentru că ea spune, urmează să nu contracte. Nu, că domnul Vici a spus la ședința trecută că nu suntem noi informați. Câte proiecte pe PNRR sunt? Deci dacă a fost aprobat înseamnă altceva, înseamnă că a fost aprobat, înseamnă că este aprobat. Și scrie așa, către primarul Comunii Ghelegiu, vorbesc de ce am primit vineri. Legat de reabilitarea școală, satul Dărbăgești, Maia Giuie, Țibacău, a fost aprobat. Da. Înseamnă că e aprobat, urmează să fim chemați să semnăm contractul. Tot pe PNRR avem dotări școală în valoare de vreo 800.000 de lei, din câte știu eu. Aici intră mobilierul în toate școlile, table, la fel, microbuze verzi, dacă nu este aprobat,
toaleții de pus și... Stațiile de plecare este pe AFIR, e o altă... Mai terminăm, da. Da, mai da. Și urmează să primim pentru... Ceea ce consider eu, dumneavoastră, n-ați înțeles ceea ce spuneau colegile mele înainte, cum mai este că suntem în partide diferite și nu ne-am vorbit. Poate ar trebui să ne spun de faptul dacă niște oameni din partidele care în general vă susțin ridică niște probleme, lucrurile chiar așa stau, ceea ce ne-ați înțeles dumneavoastră că acești bani puțini i-ați împărțit într-un mod dramatic, ca să nu spun dezastros. Deci dramatic. Da, domnul Mântălina, da, domnul Ciprimar, că satul Brătila are nevoie de sale de sport. Da, dar înainte de să de teren de sport. Da, știm dar că noastră nu vreți, nicio problemă, știm dar înainte de teren de sport are nevoie de apă. Înainte de teren de sport are nevoie exact, de apă. Exact, noi ați făcut foarte multe pentru apa la Brătila. Da. Serios, v-ați bătut rău. De exact. Deci eu am început investițiile în comună cu satul Brătila. Tot datorită dumneavoastră da? Și la Drăgucești până la Cămină. A zis să le aduceți la ilegiul la Drăgucești. Așa. Nu deci, mai mers la poliția, cu cine știe aici. Și toată lumea din comună are același drept. Toată lumea din comună are același drept. De aceea mai mare investiție cu care am început eu în primul meu mandat a fost în satul Brătila. Da? Și a fost unul care este încă practicabil și astăzi. Sigur, el e nevoie și de activități. Văd că aveți o predilecție pentru activitățile de divertisment pentru tineret, chiar dacă la ședința trecută numai devreme ne plângeam că numărul efectivelor școlare scade dramatic, scade și avem 3 clase într-o clasă. Dar noi facem, facem și bază sportivă, noi facem și... Activități sportive pot să mă lăsați să termin, domnul viceprimar. Da? Facem și locuri de joacă și pentru cămin, bagajă și personal pentru cămin, dar în căminile alea nu se desfășoară nicio activitate. Deci e foarte bine. Cât se face? Dar pentru cine? Ceea ce ne-ați înțeles dumneavoastră că raportul dintre investiție și beneficiar este dezastros. Da, 500 de mii de lei, cât or fi la baza sportivă, cât beneficiari sunt? Oare nu era mai important întâmplător? Nu întâmplător, este chiar foarte grav să circul pe drum european, drum național și să n-ai unde să circul. Și doamna a spus și a ridicat problema asta cel puțin de 2 ani de zile când vorbiți de aleea asta pietonală. Nu! Nu acum, nu este o chestie nouă. Sau strada Munteni. Deci lucrurile astea dumneavoastră le faceți așa cum considerați. M-am uitat de curiozitate și ca să vedeți că am luat momente în ceea ce spun, nu mai spun de foc de artificii de 1000 de lei, nu mai spun de mașină de miliard, nu mai spun. Deci contractele, nu mai spun de anul trecut. M-am uitat de curiozitate cu ce ați început anul ăsta, domnul primar, achizițiile. Ați început cu contracte de filmare a ședințelor de consiliu local, cât este? Spuneți-le consilierilor, un singur contract, filmează 2. Cât este? 600 lei. Pe lună. Pe lună. Nu, adică 1600 de lei. 600 de lei. 16.000 de lei este un singur contract de filmare a ședințelor de consiliu local. Pe un an de zile. Adică 160 de milioane, da? Pe un an de zile, da. Un singur contract. Dumneavoastră. 120.000 de lei. 12.000 de lei. Pe achiziție este 16.000 de lei, cu tot undeva. Exclusiv are 6 de lei pe lună, iar celălalt dau 400 acum. Da, deci undeva la 300 și ceva de milioane. 1000 ori 12 fac 12.000, sau 120 milioane. Sunt televiziuni care sunt locale, care funcționează în toate OAT-urile din județul Bacău, sunt prețurile ale, corecte și mi se pare normal să fim transparenti, să fim filmați. Nu doar de 12.000 de lei, ci tot îmi pun vorbi în gură, de 12.000 de lei. Ce înseamnă 12.000 de lei? Învățați ce înseamnă 120 de milioane, asta înseamnă. Păi dar de ce mințiți dacă un singur contract este de 16.000? Contract, cu exclusiv. Contractul cu exclusiv este de 16.000 de lei pe an. Cum e? Contractul cu exclusiv este 600 lei pe lună. Ori 12 luni? Nu, că două ședințe de lună. Cum să-i două ședințe de lună? Așa, las. Eu nu să duc pe achiziții, poate nu știu. Dar vei de două ori și ați dat banii două ori până acum la, și nu știu, indemnizație dublă? Discutam de filmare, discutam. Păi și vin, dacă vin, faci una pe primărie, aici, fără să-i chemăm, voi filmează în jurul primăriei, deci, ce fac? Deci, încercați să ne prostiți. Deci, pentru exclusiv TV, deci vă rog frumos, deci, nu să vorbesc cu el. Da, dar o să vă doreți acolo și la consilier. Deci pentru un singur contract de filmare, nu știu. Deci e posibil ca, e posibil ca un contract să fie una, două ședințe. Dar, de când sunt eu primar, de când sunt viceprimar în ultimii 16 ani de zile, s-a filmat o singură ședință, posturile de televiziune locale sunt plătite pentru o singură ședință.
6 și cu 4 fac 1000 de lei, 1000 ori 12 fac 12.000 de lei. Sunt bani pe care oamenii respectivi îi încasează la primăria Helenciu pentru servicii de filmare, servicii de transport de la Onești, pentru a fi transparenți, ca pentru ca oameni din comună să vă discutăm noi aici, pentru că n-au altfel acest la ce vorbim. Se face în toate OAT-urile din județul Bacău. Nu știu dacă se pare că mințim aici cu nu știu câte milioane, să punem vorbe în gură, când vă spun este pe 12... Este sau nu este un singur contract de 16.000 de lei? Nu este ca într-un contract de 16.000. Eu plătesc televiziune cu 12.000 de lei pe an. Atât. Și tot. Dacă v-am spus că se plătește o singură ședință. Dacă în contract scrie una, două, nu înseamnă că plătesc maxim. Ah, nu, eu vă spun de achiziție. Achiziția nu dată la un electronic, domnul primar. Eu vorbesc de păstrat. Domnule, eu v-am contractul, domnule. A, deci nu contează. N-am legătură cifra. Nu știu ce pe se apă, n-am făcut și am colegi care spui chestia asta. Eu vă spun, contractul este pe o singură ședință. Deci am înțeles. Deci asta vă spun. Deci pe se apă este una. Dar nu știu dacă aveți dreptate. Poți spuneți tot ce vreți acum în fața mea aici. Eu nu știu dacă aveți dreptate. Trebuie să verific lucrul ăsta. Nu pot să-mi spui că e 16.000 sau 17.000 dacă eu n-am în față și capul deschis. Eu vă, ce vă pot spune? Și săptămâna care vine pot să vă... Noi suntem în ianuarie și nu putem semna contractul. Nu, asta l-a semnat. Nici măcar nu. Eu cred că este acta adițională. Nu, este acta adițională. Nu cred că este adițională. Nu știu, eu o să verific. Nu, la acum TV probabil este acta adițională. Nu știu, eu o să verific cu asta. Dar ce pot să vă spun acum? Că televiziunea se plătește cu 1000 de lei pe lună, ori 12, nu sunt 12.000 de lei. Când contract scrie una, două vieții, scrie 7 vieții, e o singură ședință. Deci n-au legătură. Trebuie să vă gândiți că dacă identitația o singură și să vă vedeți vă dacă plăți și nu crezi vreodată că aveam vreo telecer, mă plăcut, cum serios, dar ceva din ceea ce faceți dumneavoastră, apropo de terenul ăsta sportiv, îmi inspiră mie încrederea că este un preț real? Verificat, verificat, dar nu sunt sunt instituția abitate care poate să... Sunt instituția, dar am dreptul la opinie. Am dreptul la opinie și nu puteți să nu mă cenzurați. Deci este modul în care ați înțeles dumneavoastră, da? Asta mergem, bază sportivă, amenajat locuri pentru copii, mai puțin cu apa, mai puțin cu canalizarea, să vedem dacă proiect dacă se finanțează. Dar cu apa și canalizarea să nu vorbiți de rodul plătirea. Nimeni prostiți cu plătirea, cu fiul, satului, cu fiul, și nu ați spus de plătirea. Absolut nimic. Serios? Ați făcut un asfalt care era venit, a făcut toate primăriile. În perioada 2007-2008, toate primăriile au avut fonduri europene, s-a mers foarte bine. Ați avut o echipă bună, aici care și-a făcut treaba, cu oameni buni. Serios, cine a făcut echipa aia? Doamna Ramba, doamna secretar, ce viceprimară de atunci, o echipă foarte bună. Domnul Ardeleanu, da, i-am întâlnit cu domnul Ardeleanu și cu domnul Ilie, inspectorul superior, care nu știe să lucreze la calculator. Cu echipa asta am vorbit eu, da? Dacă despre asta e vorba, dacă privește investițiile mele pe satul Brățila, dacă uitați, vă reamintesc, în afară de acel drum cu care am început satul, proiectul care l-am avut, dar în care papa a cumplit și satul Brățila, domnul primar. Dacă v-ați spus aceeași geografie dumneavoastră, un proiect nerealist. Și dacă este un proiect nerealist, de ce ați apelat domnul primar la același proiectant care domnul Ștefănaia spunea că nu știe și nu se pricepe? Nu, domnule, un proiect nerealist gândit atunci, e rupist. Nu v-am spus că ești vinovat de absolut nimic de legătură, că am făcut acea instituție împreună. Așa erau timpurile, mergea așa. Astăzi nu mai merge. Cu apa, aveți dumneavoastră capacitatea intelectuală de a pune la îndoială o pregătire tehnică a unui doctor în instalații și nu, aveți eu am capacitatea să spun că nu este apă la plătirea decât de, cu sursa de la Helegiu. Așa, nu puteam duce mapă din Helegiu la Brătila, la Mocan. Și cum puteți pune la îndoială? Dacă aveți pregătirea și expertiza necesară, că nu era bun proiect. Ce vă recomand? Atât când ați abandonat din 2011 și ați plecat la primărie în 2016. De ce l-ați luat capăt? Proiectul ăla a fost abandonat niciodată. Da, domnul, în 2011 l-ați autorizat din construire proiectul respectiv. În 2015 s-au fost ceva. Ședința următoare, atât o să apă. Aici și mântăm împreună. Să vedeți că din 2011 nu mai aveți autorizat de construire proiectul respectiv, tocmai din cauza asta. Să vedeți că construirea de atunci era în faliment deja și multe alte lucruri care nu poate nu le știm și poate vreți să le vedem. Proiectul de la Trătira a fost și am renunțat la pudul. Da, tot da, pentru că soluția de a aduce apă și nu vorbim de canal, pentru că nu a fost în capul canalului, nu era o soluție fiabilă. Era vorba să se ia apa de la fântânele, acolo unde sunt 10, 15, 20 de abonați pe zona de Bocan de sus, într-o sursă privată în grădina unui om. La fel cum e la Drăgucești azi de Chilin, 12 ani de zile, să le facem autorizație pe apă pentru că e făcută în grădina omului
alimentarea cu apă și rezervor și totul, la fel a fost atunci. Ei, astăzi eu cred că proiectul pe care l-am gândit împreună cu colegii mei este un proiect realist, este un proiect care ar putea fi dus la capăt, pentru că am făcut așa cum scrie cartea astăzi. Adică, am intabulat trenurile, sunt întâmplate sub Consiliul Local, am intabulat drumul așa cum trebuiau intabulate, am terminat SF-ul, am depus documentație către toate instituțiile statului care necesită avizare pentru proiectul respectiv, și aș mă refer la PM, la Basinet, la drumuri naționale și la alte instituții. Sursa de a lua apă din, din apropierea pânzei freatice a Taslăului, mi se pare că e soluția cea mai bună, și nu este alta, pentru că nu sunt izvoare mai mari de la care să asigure apă pentru 1000 de locuințe. Vestea de acum o săptămână, două, cum că barajul SAR face pe PNRR, mă încurajează și mai mult că pânza freatică s-ar putea să crească în zona respectivă și să fie apă. Ca și dumneavoastră am făcut proiecte, gândesc proiecte care mi-aș vrea să ducă la capăt. Dacă reușesc să le... Lăsați-mă să termin și o înțeleg. Nu, dar era bun la fund, adică... Dar mă întreba, puteți să răspund? Nu, nu, gata, sunt mulțumesc, gata, așa. Deci, erau constatări. Erau constatări că eu v-am lăsat proiect, că nu v-a plăcut dumneavoastră și ați reluat acel proiect cu același proiectant. Cu același proiectant, în alte condiții, pentru că asta s-a întâmplat cu domnul primar. Eu am făcut proiectul în 2004. Suntem în 2023, am trecut aproape 20 de ani de atunci. În 2007. Da? Nu, în 2007 a fost aprobat. În 2004 de azi la primărie. În 2004 a fost începute și în 2007 a fost aprobat. Deja făceam execuții, da? Deci e normal că în 20 de ani situația hidrologică să difere. Dacă asta mă întrebați, dar să nu spuneți. De ce n-ați spus în 2011 proiectul că nu era proiect de alimentare cu apă? Eu vreau să vă întreb așa, dar cum vă întrebați dumneavoastră? De ce n-ați continuat proiectul de 2011 până în 2016 și s-a trebuit la primărie? A continuat proiectul, domnul primar. Cum a continuat? S-a mai avut o lucrare în comuna Ilegiu pe proiectul respectiv din 2011. Nu, doamnă, răspundeți la ce v-am întrebat. Ce vă propuneți la Brăila? Proiectul respectiv era unul singur care viza toate satele. Da, cu soluții din luat apa de la Helegiu și la Brăila. Și dumneavoastră îmi spuneți că pe acest proiect, dumneavoastră îmi spuneți că pe acest proiect nu s-a lucrat din 2011 nici în Helegiu, inclusiv în Helegiu din 2011. Nu. Domnul primar. Nu. Nu. Vă spun că nu. Da. Ultima placă făcută către Romgan a fost făcută în decembrie 29-2001. Am înțeles, da. O fost și domnul Șapcu, poate ați omis. Nu, aici domnul... Lunga nu a lucrat pe Elegiu. O fost și domnul Șapcu. A fost la Dereș și la Drăguge. Da, bun. Deci era proiect alimentare cu apă. Au fost 4 cuduri făcute, domnul primar. Tot proiectul cu apă? Nu, spuneați că n-ați spus nimic pentru șapte pregătirea. Dar n-am spus că n-ați spus nimic, doamne, că n-ați făcut și vă recunosc meritele. Nu, dar s-a muncit. Sunt 4 cuduri care le-am făcut și care transitează și care ajută foarte mult situația. Nu, ce bine slază. Grădinița, domnul primar, cu școala asta, pe care n-ați mai reușit să o faceți, este făcută și este făcută prin banii europeni. Nu, domnul, școala este conservată, urmează... Este o grădiniță care a funcționat cu școala, când a școala. Este o investiție făcută, da? Dar să vă amintesc, poate uitați ce a făcut pe Brădila. Este centrul de zi care a funcționat cu dispensarul și în care puteți desfășura alte activități. Așa care este fac note activități, nu are? Păi puteți desfășura, dar nu are. Asta e paradoxul, da? Puteți desfășura. Păi cine? Dacă am făcut ziua în Brătila, mi-a reproșat că m-am venit electoral. Dacă am făcut, nu știu ce Dumnezeu, artificii ca toate primării, nu că am făcut. Dar noi avem bani, avem apă și calendar și drumul, facem la primării. Da, avem pentru tren, pentru pasportiv. Pentru că sunt tine care vor să meargă undeva. Da, mai degrabă vor să mănânce, domnul primar. Poate vor să-și mănânce. Poate vor să-și mănânce. Poate fiecare preferințele lui. Da? Eu cred că, deci, ca și cadrul de grafic, mi se pare normal să aibă și un teren de fotbal. Sigur, este foarte important. Eu cred că bugetul este un dezastru. Vă doresc succes în implementare. Până acum v-am susținut, mi se pare strigător la cer și cum l-ați bugetat și cum... Care este deficitul, domnul? Nu m-a susținut de la niciodată și nici nu m-a spus. Și nici n-am nevoie. Păi, tocmai, care este deficitul între venituri și cheltuieli? 1.712.000. Da, deci cheltuieli. Da. Cheltuieli. E mai puțin, dar jumătate la anul. Da. Este un buget în care din 1.000... Nu trebuie să întreba dacă cum am stat cu casă aia. 1.100... Da, știu, venituri subestimate. Nu, am dublat, să știți. Deci... Chiar mai mult e dublat. Dintr-un buget
de 1100, sau, nu, 11 milioane 800, cam așa, nu? Deci din bugetul de 11 milioane 800 de lei, 89 sunt pe funcționare. Da? Ce se poate? Tai salariile la oameni, se tind social. Cu dezvoltare mai subțire. Aici dumneavoastră ești bugetat, e vorba de acești bani. Și ce propuneți dumneavoastră, dacă atâta e salarii la sens social, la funcționari din primărie, la iunatul public? Deci 9 milioane salariile? 866, asta e funcționari din salarii. 8.200.000. Și salariile sunt la funcționare, domnul Ciclar. Da, nu sunt doar salariile. Da. Mai ca așa sunt domnul. Salariile sunt 8.000.000. Dar și 3.000.000. Eu zic că vineți-o tot așa, vă doresc succes. Păi n-am făcut pe 2023 salarii mai mari. Sunt salarii care avem din 4 ani în urmă. Adică, da. Pe mandatul anterior, pe ofință. Îl luați pe bani europeni? Da. Doamne, v-a spus salarii, sunt aceleași care erau pe vremea când... Răspundeți, luați scor 25%. Nu, doamne, 15%. 15? Da. Că lucrați pe bani europeni? 2023 luăm la ce domnul acesta. Da, 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 da. A, și apropo, să știți că mașina este de serviciu, domnul Vice, da? Sunați la primărie. Că tot da? Place să faceți comparații. Eu 12 ani am făcut naveta cu mașina... Vă fie rușinic, n-am avut niciodată acasă. Personală. Deci, mașina este la serviciu. Dar n-am avut niciodată acasă. Nu, doar, cum să zic, începe să semănați din ce în ce mai mult cu tatăl dumneavoastră, care făcea provizionarea, ducea după roșii cu mașina primăriei. Dacă credeți că așa e ok, sunteți pe drumul cel bun și pe niciodată nu primar. Dar ce să vă aprovizionez? Vorbiți prostii, vă place așa? Vorbesc prostii. A, după zicrii a fost, da, exact așa. Da, exact. La dumneavoastră acolo am intrat prostii. Am avut de hai să depășim în situația asta. E foarte bine. Domnul prostii. Ce ne pus o cerință de o an jumătate la dumneavoastră, cu 100 și ceva să vă spun, să drumul ăla, nu trebuie. Care drum? Drumul ăla de la Costachel până la Lucian, cu betonul. Ăla nu trebuie nici canalizare, dacă vine apă cumva, cum duc la capul meu. De la poate, de la țapă, da? De la pe față. Păi acolo, până la asta. Se poate face ceva, nu se poate, nu știu. Asta e bine, doamna. Pot să spun orice în fața camerei, că-l fac în drept, dar la anul mă întrebați ce-mi dai făcut. Dacă putem, nu credea. Deci trebuie să înțelegi singurul lucru. Că... Bun, și ca să nu uiți, o dezlegere asta, mașina aia care vine la dezlegere, nu se poate duce măcar până la biserică. Ba da, dacă aș fi fost după mine, n-aș făcut deloc dezăpezire, să știți. Deci, atât de mult îmi place că linge afară și pentru mine e vreo zăpadă. Dar mașini două, cum le-am văzut aici. Lasă-mi, e două, deci știți că e aur pentru pământ. Nu știu dacă de mare zăpadă. Dar nu e aur pentru funcția lui. Nu am mai fost chiar acolo la Negoiță azi dimineață. Să știți că se circulă, se circulă, intră și aici, mi-a spart un lucru tot stâmp. S-a băut, conduci cu viteză, n-are cauciucă de iarnă. Am zăpadă are 5 cm în formă aia. Ce mari de zăpezire, sunt eu de milioane, am făcut la 10 noapte, am făcut la 12 noapte, pot să vă arăt cu camere de luat vedere, înregistrate, să circul, atât timp cât autobuzul, atât timp cât elevii de la Mocane au coborât azi dimineață cu microbuzul la școală, eu cred că se circulă în condiții de iarnă, e adevărat. Eu vreau să vă spun... Avem contract cu cineva? Da. Și? Avem contract cu mai cu... Și ce vreau să vă cu acel camion. Dar nu mai poți sta în zile, nu l-o să ducă până în stație la Mocani, degeaba la magazin. Să-l poți plăti. Întoarce la... Domnul Vice. Deci, mașina cea mare întoarce la ăsta, la stația, deci, la Bărăgan. Nu se poate duce până la plătă, nu se poate duce. Nu are nu întoarce. Mașina este agregatul acel din față, are vreo 4 metri jumate, nu cad pe podul respectiv, nu are să vă dea cu spate. Și acolo rămâne, o scoate greu. Pe bucățelele în care nu ajunge camionul... Domnul primar, merge timp să îndrepte acolo, tine unul întoarce acolo. Să duce cu botul la fete, asta e de văsii și dăm cu spatele în cază nivoare. Eu nu știu, poate nu mă pe ce vrea. Asta mi-a spus, dar merge bundul, merge bundul meu. Bundul nostru este acum în brătire, am făcut ciorea de sus. Dar nu cred că zăpata de mare să cheltuie de oameni. Dar nu vine eu că eu vin de treabă din nou. Adică să spun oamenii doi. Da. Dar buget la buget, atât. Sunt discuțit? Punem spre aprobare bugetul, ce ne putem vreo. Împotrivă? Abține? N-am putut să număr. Cine este pentru? Împotrivă domnul și doamna Bădiu. Da, domnul Seu. Da. Și domnul Seu? Să vă rog. Abține?
E bine, e corect să băgăm acum asfalt și bunul și săpăm. Tocmai asta a fost. A spus la început. Și bine? Nu, a spus că nu va asfalta până când nu avem. Atunci am mers cu banii aia în altă parte. Nu pot să mergi pentru că bugetul pe care merg gândim la început. Nu trebuie așa, nu pot să mut bani într-un capitol alt, decât tot cu aprobarea dumneavoastră. Dar considerați că nu e necesară astea, nu tot nu aprobă. Primul lucru, dacă acolo se face canalizare și apă, ai zis că pentru altul mai mergea, nu? Dar canalizarea e ceva mai greu. Undeva lucrurile se poate duce canalizare, merge cu drum. Deci eu sper că mi-aș dori să se înceapă apa și canalul cu lucrurile. Nu e bine. Sunt mai puțin, poate nu e puțin. Dar dacă pe turnă ne ajunge, proiectul pe TV5 mi-a ajuns jumătate, dar proiectul pe asfalt. Dacă dau pun beton, nu cadeți banii care aia. 400 de mii, da. Pe strada costea, 400 de mii. Acolo este și apă și canal. Este tot pe costă. Păi da, măi, se bagă banii, nu știu, dar acolo își provine alți bani, mai bagă. Când poate să nu bagă banii. Am spus că nu se toarnă până când nu am certitudinea cât acolo trece apă și canal. Dacă trece apă și canal, primele lucrări vor fi făcute acolo și cele de jos. Asta nu se poate. Și nu de jos. Chiar dacă începe în barul ăsta, dar nu cred că vă reușiți să spargi inclusiv asfaltul pe Iuga Vod, voi văd până la... Nu, credeți de noastră, cum trăiește... Nu, dar apa, până la urmă, se face anul ăsta. Asta e interesul. Oameni, vor apă! Eu vreau să o fac. Dacă tu crezi că eu am alt interes, nu o fac, mă rămân și mața mare. Eu vreau să vă spun. Domnul primar, am luat de mă rog domnul Vigil și mergeți la... Studiile care ați făcut noi... Guvernul dumneavoastră, că aveți acolo. Și la Corbu și la Bacău aveți tot un este. Nu interesează pe nimeni de legiuni, nici nicio comună. Sunt interesați de la lege, nu? Atât, vă spun sigur. Să vă spun că... Da, ceva am o problemă. Îi mulțumesc, domnul Merente, pentru o grindă. Domnul, eu trebuie să fim trailică și să nu... Vă invit că nu mă punem acolo, vă invit. Voi inaugurați. Voi inaugurați. Dăi bani. Dăi bani. Eu vă mulțumesc frumos. De gloară și de gloară.